Partida de sâmbătă de pe stadionul Nicolae Dobrin dintre FC Argeș și Pandurii Târgu Jiu a fost una destul de echilibrată, cu ocazii de ambele părți. În ciuda caniculei de la ora jocului, circa 40 de grade, aproximativ 4.000 de spectatori au ținut să fie prezenți la debutul Vulturilor în Liga a doua. Alvioleții au pus presiune pe adversar încă din primele minute, însă ocaziile de gol au întârziat să apară la poarta lui Răzvan Stanca. După aproximativ 20 de minute de joc, FC Argeș a fost mai periculoasă. Centrarea lui Toriște a fost reluată cu capul de Stoica spre poarta gorjenilor, însă portarul Stanca a reținut fără probleme. Câteva minute mai târziu, Șerban a preferat o execuție de finețe în locul unui șut în forță din interiorul careului și scorul a rămas neschimbat. Alin Popa la margine, centrare, încercat un călcâi, Ionuș Șerban nu a reușit, însă spectatorii prezenți astăzi în tribunele stadionului Nicolae Dobrin a aplaudat intenția mijlocașului echipei din Pitești. Gorjenii au preferat arma contraatacului și au încercat să profite de spațiile lași din defensiva argeșeană. Trifu, Rus și Șendroiu au fost și ei foarte aproape de deschiderea scorului, dar șuturile acestora nu și-au atins ținta. FC Argeș, Pandurii Târgu Jiu, prima etapă a sezonului 2017-2018 din Liga a doua, 0-0 și o ocazie mare de gol pentru Pandurii Târgu Jiu. Rus a intrat în careu, a trimis pentru colegul său din linia de atac, Andrei Șendroiu, mingea a trecut prin fața porții goale. Zainea reprimește Trifu. Zainea pivotează acolo pe lângă un adversar, rămân gorjenii la minge. Șendroiu, șut de la distanță. Drugă a șutat puternic de la circa 30 de metri. La un metru s-a dus mingea de transversal la porții apărate de Octavian Popescu. Elegant scoate mingea de acolo până la Zainea, un doi frumos, Zainea Rus. Trifu, Rus, șut periculos peste transversala porții lui Octavian Popescu. Frumoasă acțiunea de atac a celor din Târgu Jiu. Șerban scoate la margine până la Toriște. Combine cu Popa în banda dreaptă, Toriște, în careu, șut! Ionuț Șerban a șutat puternic mingea, a trecut puțin de pe lângă vincul din dreapta al porții apărată de Răzvan Stanca. Rus Cotigă lângă el, se descotorosește foarte bine Rus de Cotigă și din nou ocazie mare de gol pentru Pandurii Târgu Jiu. Șendroiu, Andrei Șendroiu a șutat din prima în plasa laterală a porții apărate de Octavian Popescu. Se mulțesc ocaziile la poarta piteștenilor, a scăpat cu bine și de această dată. După revenirea de la cabine, alvioleții au crescut presiunea pusă pe adversari. Dominarea accentuată a gazdelor i-a adus pe piteșteni în situații clare de a marca. Vișa a avut ocazia de a-i face fericiți pe piteștenii care au îndurat canicula, însă lovitura acestuia de cap a fost reținută de Stanca. Ocazia meciului a aparținut lui Năstăsie, care, singur cu poarta goală, din 4 metri a tras peste spre disperarea întregii asistențe. Bârzan trece frumoasă, Bezant între trei jucători adversi, centrare în fața porții! Nu se poate așa ceva, Năstăsie singur cu poarta goală de pe linia de 6 metri a trimis la 4-5 metri peste transversala porții apărată de Bogdan Stanca. Centrare foarte bună, Bârzan cu exteriorul piciorului stâng a respins Răzvan Stanca din fața lui Nilă și Năstăsie singur cu poarta goală n-a reușit să trimită în plasa porții apărată de Stanca. Stanca căzut la pământ. În minutele de prelungire, gazdele au reclamat un hands în suprafața de pedeapsa a Pandurilor, însă arbitrul de centru a lăsat corect jocul să continue. Și-a făcut mingea prea lung Bârzan din prima, Nilă, scăpat controlul balonului, însă mingea a început destul de mult de rog la David. David a intrat în
careul advers și se cere 11 metri acolo. Centralul Florin Andrei face semne ca jocul să continue, evident. Lovirea mingii cu mâna unui jucător gorjan, însă centralul a lăsat jocul să continue, centrare defectuoasă a lui Șerbănică prin spatele porții apărate de Răzvan Stanca. Cred că s-a făcut un joc destul de bun din partea ambelor echipe, ținând cont și de temperatura care a fost afară, cu puțină șansă și cu concentrare din partea celor care au ratat de la Pandurii, eu zic că puteam să câștigăm. Așa de bine și Argeșul a făcut un joc destul de bun, e o echipă nou promovată, bună, zic eu, pentru Liga a doua, se vede că au relații de joc, joacă probabil de un an, doi împreună, noi de-abia ne-am strâns de două săptămâni de zile. Eu știu, numele meu, numele echipei, țin să le cer scuze pentru rezultat, în primul rând, ne-am dorit foarte mult, poate la momentul ăsta atât putem. Sper că la următoarele jocuri să avem eficacitate mai mare, să spun așa, și să marcăm și goluri. Știam că, eu știu, ne așteaptă un joc greu, știam că e o echipă care și este o echipă în formare și care vin să se apere, dar noi n-am avut nici noi prospețimea care trebuia să o avem la acest joc. Etapa viitoare, FC Argeș va juca în deplasare cu ASU Politehnica Timișoara, sâmbătă de la ora 11.